Bun găsit, doamne și domnilor, noi suntem în legătură directă cu sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș din Brașov pentru derbiul campionatului în handbalul feminin. Primele două formații din sezonul trecut, HM Baia Mare întâlnește în deplasare pe Corona Brașov, singura echipă care a învins campioana din Maramureș și anul trecut chiar în această sală la 2 goluri, 27-25. Suntem Adi Susanu și Costi Prună și vom comenta pentru noastră acest derby. Bună seara, bine v-am găsit de la Brașov. Șocul acestui start de campionat în Liga Națională de Handbal. Prim meci între două echipe care au maxim de puncte în acest moment în Liga Națională. Victorii pe linie pentru Corona, pentru HM Baia Mare, pentru Brăila și, bineînțeles, pentru CSM București. Ați văzut echipa pregătită de Bogdan Burcea și Dumitru Berbece. Lipsește Riscan, accidentată la mâna stângă, la fel ca și colega sa, Manda, care este însărcinată. Următoarele jucătoare pentru Brașov, Dedu și Mârcă la poartă, Popa Petrei și Rațiu la pivot, Pricopi, Brădean, Bondar, Zanfirță, Călie, Kipăr și Tudor la 9 metri, Dincă și Hotea pe stânga, Burghel pe extrema dreaptă. Galeria de la Baia Mare ați avut în imagine, o echipă pregătită de Costică Buceschi, Arhart Ungurean, poarta celor din Baia Mare, Oltean Buceschi, Suci, Arciucovici, Nerdean Lobac, Gheorghesca, Macaeva, Marin Tătar, Davidenco, Nechita, Heren și Tiron, fetele care stau în fața brașovencilor în această seară. O atmosferă plăcută, chiar dacă sala din Brașov nu este plină. N-am avut parte de o sala sporturilor plină până în acest moment. Ne gândeam că la acest derby poate, dar încă sunt locuri libere în sala sporturilor din Brașov. Să spunem că și biletele pentru acest derby sunt 15 lei. Poate este un preț mare pentru anumite persoane din Brașov care au preferat să se uite pe DigiSport la acest derby și cu siguranță nu vor regreta spectacolul handbalistic pe care vor face două dintre cele mai valoroase echipe ale României, Corona Brașov și HM Baia Mare, derby din etapa 5. Înainte acestei partide avem patru echipe cu maxim de puncte: CSM București, Brașov, Baia Mare și Brăila, 12 puncte după 4 etape separate de golaveraj. Cu siguranță, iată, după această partidă, una dintre echipe nu va mai avea normal maxim de puncte sau poate niciuna, dacă vom avea iarăși egalitate, cum se mai întâmplă uneori în handbal. Arbitrii partidei, Georgescu și Moldoveanu din Constanța. Începe derbiul. Înaintea acestei partide ați văzut Steaua Podorhei. Podorhei a învins la București cu 32-27. Nechita, Gheorghesca, Marin, Loba pe timpot, Ucescu și Ardean Arhart în poartă, 7 trimis de Ucescu, de parte în altă, Dedu, Valint, Zanfir, Brădeanu, Mona Bondar, Tudor și în extremă Laura Kipăr. 7 metri, cred, a arătat chiar la această primă acțiunea meciului, scos de Luciana Marin. Vine Bucescu să execute față-față cu Denisa Dedu. Gol înscris pentru campioane de Eliza Bucescu, după ce scosese Marin acel 7 metri, s-a lăsat avantaj, mingea n-a intrat în poartă, a reușit Dedu să respingă în primă instanță, dar s-a dat faul la pătrundere. 1-0 pentru Baia Mare în derbiul cu Brașov. Acum gazdele sunt pe atacul poziționat cu Zanfir la coordonare, schimbă locuri între Brădeanu și Hota în partea stângă. Acum începe schema brașovencelor. Brădeanu încearcă să dea depășire. Tudor a fost faultată de Georgesca, 9 metri pentru gazde. Vedem din început acestui meci mutare de Brășescu, care o ține pe Nica Brădeanu om la om. Isea Brădeanu iese mereu la cea mai experimentată jucătoare a Coronei, care greșește această pasă și pasă a doua pentru Baia Mare. A fost faultată Eliza Bugescu în momentul în care a dat pasa pentru Elisei, 9 metri pentru Baia Mare. Lobac a executat Marin Georgesca și Elisei și Eliza Bugescu în continuare la 9 metri pentru campioane. Dajarea pivotului se luptă acolo cu două jucătoare de la Lobac.
Tudor și Zamfir reușesc să oprească la această fază. Ai spus de absențele Brașovului, să vorbim și de jucătoarele care lipsesc de la Baia Mare. Ion Ashimento, în primul rând, campioana mondială, cu probleme la genunchi, este în recuperare la Viena. Mai lipsesc Giorgeta Diniș, Vurtic și Melinda Geiger, două piese de bază în sezonul trecut la Baia Mare. O aruncare moale pentru Baia Mare, a scos Denisa Dedu, Zamfir, pasă în dreapta pentru Tipper, aruncă cu efect și o învinge pe campioana mondială. Barbara Arehar, primul gol pentru gazde în această partidă, Brașov 1, Baia Mare 1. Interesant va fi și duelul dintre Oana Bondar, fosta jucătoare a băimărencelor și coechipierele locuri de care a jucat până astă vară. Vă aduceți aminte, Oana Bondar, om de bază la HM Baia Mare, în special pe faza defensivă, acum face același lucru în centrul apărării la Brașov, alături de Mica Brădean. O mutare de care a fost bucuros Bogdan Burci, a spus că este unul dintre cei mai buni apărători din țară, este unul dintre cele două transferuri ale Brașovului în acest mercato, să spunem, de vară. Apăr acum foarte bine Dedu, încearcă corona faza a doua, Zamfir. Bondar să atace poarta, da, Oana Bondar iese la schimbare, s-a mijat pentru Brădeanu, aceasta este schimbarea între apărare și atac, iese Bondar, intră pivotul Brașovului Copa Petrei. Este deja o mutare pământenită la corona, se schimbă pe cele două faze, Bondar cu Copa Petrei. Odată pe aruncare Zamfir, se oferă 9 metri. Aceea schimbă pentru Brașov cu Brădeanu în extrema stângă. Tudor scapă mingea la această fază, până o să dă mingea pentru gazda fostă. S-a urcat o Nicoleta Tudor, venită, dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani de la Galați, împreună cu Druțu, în urmă a rămas Tudor, cum s-a apărat la Roman. Brădeanu aruncă extraordinar pe lung în bară, picior la Marin, este 9 metri pentru Corona. S-a eliberat acum Mica Brădeanu, încearcă să dejoace acest om în plus în fața apărării. Intercepția foarte bună a lui Ardean, însă intervenția lui Dedu foarte bună, însă picior la Nicoleta Tudor, care merge la schimbare. Nu, s-a dat 7 metri. Doar sfaturi de la Bogdan Burcea și 7 metri care se dă la intervenția Nicoletei Tudor asupra lui Ardean. Aruncă Buceschi din prima și fructifică din nou. 2-1, Baia Mare Brașov în derbiul etapei A5-a, următorul derby adevărat, să spunem, între echipe de top din Liga Feminină. Trebuie să joace în 5 octombrie între Baia Mare și CSM București. Să vedem dacă meciul se va juca în 5 octombrie, dacă CSM va accepta această dată cerută de HM Baia Mare, care va debuta apoi în Liga Campionilor. Zamfir, pasă stângă pentru Hotea. Nu, Zamfir. Este faultată jucătoarea Brașovului, a fost acolo Pricopii, 9 metri. Intrată pentru prima dată în acest meci Dana Pricopii pe faza de atac, pe locul Nicoletei Tudor. Zamfir, cât aici scapă mingea, pe la urmă recuperată, a fost ușor faultată de Georgesca, 9 metri pentru Corona. Multă fragmentare are jocului din partea băimărencelor, se agită pe margine, respectă Buceschi, numărul campioanelor, Brădeanu, pasă printre la keeper, apără Arehar, frumoasă faza și de o parte și de cealaltă. Interesant, Adi, la acest meci Buceschi a început cu Arehar de titulare, de obicei începea cu Ungureanu și apoi în repriza a doua o introducea pe campioana mondială Barbara Arehar la poartă. Poate una dintre cele mai bune porți din handbalul mondial, Ungureanu cu Arehar. De partea cealaltă, un portar foarte tânăr, dar de viitor și foarte talentat, Denisa Dedu, și un portar experimentat, Ana Maria Mârcă. Ne spune că sunt și singurii portari ai Coronei în acest sezon. De partea cealaltă, Baia Mare, o bancă mult mai lungă și mai multe soluții, chiar și pe postul de portar pentru Buceschi. Desfășit din nou Dedu. Da, a scos Dedu în fața Elizei Buceschi. Interesant acest duo care se profilează între cele două colegi de generație care se cunosc și de la lotul de tineret, unde au jucat ceva timp
Marisca, pasă pentru Marin, aruncă Marin spre vincul pe lângă poarta lui Dedu. Scorul rămâne 2-1 pentru Baia Mare. Extraordinar Lisei la intercepție, 2-1 pe contraatac, bară! Incredibil ce ratări avem în acest derby. Lisei se uită spre arbitru, cred că a cerut faul la această fază. Apărarea avansată a Voivodenilor a funcționat până acum, probleme pentru Corona la majoritatea acțiunilor ofensive. Publicul înfierbântat aici în sala sporturilor din Brașov așteptau acest suporter extraordinar. Derbiul încă din sezonul trecut, când au reușit să învingă pe Baia Mare, apără extraordinar Dedu, a patra intervenție, dar s-a dat faul pe pătrundere, 7 metri din nou pentru Baia Mare, a treia aruncare de la punctul fac pentru campioane, cartonaj galben împotriva lui Chipăriată în momentul. Probleme în acea zonă pentru brașovence. Martina Danisei a făcut cam ce a făcut până acum în extremă, schimbată Dedu, intră pentru prima dată mărcă. Aruncă extraordinar în vincul de această dată Eliza Buceschi și aduce liniștea pe banca echipei sale. Se reluare aruncarea imparabilă, 3-1 Baia Mare. Corona se bucură, tatăl Elizei normal, mărâncelor. Frumos și duelul suporterilor care tinde să devină un punct de referință handball românesc între Baia Mare și Brașov. Faul pentru Corona. Odată luată om la om Brădeanu și poate fi o explicație a lipsei de soluții în atacul gazdelor. Un singur gol pentru Brașov până acum în 8 minute și jumătate. Pricotii pe intră dreapta, keeper, a avut o colegă care o aștepta acolo a Petrei, dar nu și-a dat seama stângacea Brașovului. Elisei agață mingea și gol pentru campioane, 4-1. Timeout cerut de Bogdan Burcea. Campioanele se distanțează la 3 goluri pe acest început de meci și trebuie să rezolve problemele din defensivă antrenorul Coronel. Ați auzit indicațiile celor doi antrenori. Bogdan Burcea a încurajat-o pe Laura Kipur, care a avut două ratări din extrema dreaptă. De partea cealaltă, Buceschi l-a atenționat pe ambasadorul sale să fie atentă la Zamfir, care vine mereu în zonă centrală ca să deschidă mult jocul. 9 metri pentru Corona. Resimne în continuare pe faza defensivă campioanele, acum culoar găsit de Pricov, nu forțează acolo, ajunge în extrem această minge. Brădeanu, pivot, Zamfir, în continuare fără soluții, caută pătrundere acolo și s-a dat 7 metri pentru Brașov. Da, asta cele decizii 50 și 10 la limita faultului în atac, dar a atacat poarta normal a Tricopii și a reușit să ducă apărătoare în semicerc. A scăzut-o pe Heren, a scăzut în 6 metri. Brădeanu față-față cu Arenhardt. Super, la Vicu a scris Mica Brădeanu, una dintre cele mai bune jucătoare ale României în ultimele două sezoane pe cupele echipei naționale. A trimis mingea în vin cu minutul 10, 2-4 Corona Brașov, Corona Brașov, HM Baia Mare, derbiu, etapa a 5-a, Elisei pentru Buceschi, acum Marin, Georgievska, puțin atent, a ieșit puțin din apărare Hotea și a scos faul.
10 internaționale pentru țara noastră sunt în această partidă, 5 de la Brașov, 5 de la Baia Mare, alături de câteva jucătoare foarte valoroase din străinătate. Scoate de doua 5, aminge în această repriză faza a doua pentru colegele sale. Brădeanu atacă poarta, gol, extraordinar, o frumusețe, reușește Mica Brădeanu, o capodoperă în vincul porții și imediat Baia Mare înscrie pentru că a repus mingea foarte rapid. Brașovencele n-au putut să se bucure. 5 la 3 Baia Mare, Brașov. Arma preferată a campioanelor, contraatacul, și este lecția pe care le-au predat-o și sezonul trecut celor de la Corona. Funcționează în continuare în meciurile directe. Zamfir trecută de conducător, vine din extremă Brădeanu, dar are hard, are un reflex excelent și scoate aruncarea mică. Scapă Brădeanu, dedu extraordinar și Herem s-a trezit cu mingea normală la braț și a fructificat Nordica. Denisa Dedu, curajată de colegele sale de pe bancă, iată, a scăpat mingea, din păcate pentru ea, și Herem a fructificat un gol ușor pentru Baia Mare, al doilea. Unul spune, dintre cele mai ușoare, cred, da, care le-a marcat Herem de-a lungul carierei. Gol super! Găsește, da, găsește lungul potrivit. Da, aici n-a văzut Lobaci, care era cu spatele și s-a lovit de Zamfir. Era cu spatele jucătoarea din Belarus. Decizie corectă până la urmă a celor doi arbitri, spuneam, Georgescu și Moldovanu. Mai sunt alte cupuri de arbitri, cupuri valoroase, care n-au putut să arbitreze în acest derby. Iată momentul, era cu spatele Lobaci, v-am spus, se ducea spre poarta adversă. Din și Dinu nu au putut să arbitreze în etapa intermediară. Pe partea cealaltă, Stoia și Florescu au arbitrat de multe ori pe Baia Mare și nu au fost trimise la această partidă. Și 7 metri acum pentru Baia Mare, Ștarci și Ștefan au fost delegați la acest meci pentru că au fost unele apropieri între unul dintre arbitri și formația din Brașov și pentru anumite probleme de altă natură, șeful arbitrului împreună cu comisia sa au trimis aici pe Georgescu și colegul său Moldovan. Gol din nou, Georgescu, 4 din 4 de la 7 metri, 7-4 pentru campioane. A fost mai devreme faultul lui Țepărie la Lobo, a intrat Țepărie în faza de apărare a Brașovului, caută soluții acolo Bogdan Burcea. Acum 1-2 în extrem între Țepărie și Hipăr. Aruncarea Laure Hipăr nu prinde poarta. A treia ratare, din păcate, pentru Brașov și pentru Laura Hipăr în acest derby, dar este una dintre cele mai bune jucătoare de mână stângă pe extremă din România. Laura Hipăr, tracul, îi spune cuvântul, și a rămas căzută Eliza Buceschi în zona Interului. Iată, a fost tamponată tare de țăcălie, n-a putut să abortizeze deloc Eliza Buceschi această cădere și s-a lovit la spate, a trezat cu galben Costică Buceschi de către între cei doi arbitri. Probabil n-a suportat să vadă duritatea administrată micii sale și în acest motiv a protestat mai mult decât trebuia Costică Buceschi. S-a ridicat și observatorul federației, fostul arbitru internațional Viorel Dobre. Eliza a rămas din păcate căzută pe podea. Medicul Florin Noance, iată din nou, da, s-a lovit rău la spate Eliza, dar își revine cu siguranță și va continua. Fair play cele două jucătoare implicate în faza de mai devreme, să fie și soldatul, una rămâne pe teren de acestei accidentări. Marina a trecut acum în intere, este doar începutul fazei de atac, probabil pentru Baia Mare. Gheschi, Marin, Ceschi se liberează foarte bine pe această schemă, în care nu ratează. Au greșit brașovenice pentru că au strâns prea mult în centru, a rămas liberă în laterală. Iată, Valentin Ardan Misei și a executat-o pe Denisa Dedu. Din nou 4 goluri pentru maramureșenice. 8 la 4, minutul 14, un derby cu adevărat care își merită supranumele Țăcălie. Fault în atac. Pasă pentru Lobaci,
Au fost 3 contra 5 la un moment dat, au venit băimărencele pe pozițional și este faultat Elisei 9 metri. S-au repliat mai bine acum brașovencele, am văzut 4 fete în spatele Emilie și în spatele Luba, care era principala jucătoare pe contraatac. Nu, acestui conducător, Marin, ies la Marin, caută pătrunderea. Rapează Marin, foarte bine a scos de fapt Dedu prin deviere și a fost faltat pe keeper. Da, la Dedu, urmă 6 intervenția de Nicu Dedu. Și cu toate acestea, Baia Mare are 4 goluri peste Brașov. Nici schimbarea acum pe atacul pozițional la Brașov, 5-1 apărat pentru Baia Mare. Elisei încearcă să scoată din nou în joc pe Bredeanu, așa și început partida. Keeper pune boltă peste o campioană mondială și în sfârșit reușește golul pentru Corona. 5-8, Brașov, Baia Mare este mai jumătatea primei reprize. Fault la Marin, 9 metri pentru oaspete. Execuția favorită a Laurei Keeper, această boltă, cât mai aproape de portar încearcă să o dea, de multe ori iese. Însă, mare și momente în care ratează, destul de serioasă această accidentare a Lucianei Marin, care este acolo. Vorbeam ieri cu Costică Buceschi la antrenamentul oficial care l-au făcut și de la Baia Mare. Era teamă de acest meci și aducea aminte de partida de la finalul lui 2013, când Baia Mare venea la fel pe cai mari aici la Brașov și pierdea la 2 goluri diferență. A urmat însă, de-a lungul acelui campionat, partide mult mai bune făcute de elevele sale, începând cu returul, care au câștigat la un singur gol, 23-22, dar mai ales partidele din play-off, acolo unde s-a dat titlul, practic, cu victorii, atât la Brașov cât și la Baia Mare, a fost 35-30 și 33-28 pentru HCM, care și-a judecat atunci titlul cu maxim de puncte în acel play-off. Au fost victoriile clare și cu Brăila, echipă pe care a bătut-o și Corona și a devenit Corona astfel vice-campioana României. Și a revenit Marina, agață mingea acum cu una stângă Buceschi pentru Lobaci, care a ieșit din dispozitiv. Georgievska n-a aruncat de rol la poartă, o face acum, bară gol pentru macedoneancă. Prima aruncare, primul gol pentru ea, prezentat 100%, minutul 16-9-5 pentru HM. Baia Mare lipsește în acea zonă a terenului pentru campioană Melinda Geiger, una dintre cele mai bune jucătoare ale României. În această poziție aici va reveni în primăvară după operația de ligamente pe care a avut-o la genunchi. Zafir a fost faultată, 9 metri pentru Gazdă. Foarte repede blocat conducătorul de joc al Coronei, indiferent cine este el, Pricopie, Zamfir sau mai ales Brădeanu. De acolo soluțiile sunt destul de puține. Acum recuperare și angajarea Ioana Popa, care ratează dintr-o poziție excelentă. Te mai și sperii când ai o campioană mondială în față și gol înscris de Elisei, care a executat-o din nou pe Denisa Dedu, acum din poziția Interului. Poziția frontală înscrie Elisei, 5 goluri pentru HM Baia Mare. După ratarea lui Popa Petri a venit golul lui Elisei, 10-5 pentru Baia Mare, deplasarea de la Brașov. Pedepsită, putem spune, Ioana Popa Petri, schimbată, intră acum pentru dată Dana Rațiu, revenită după o accidentare destul de serioasă și ea la genunchi, aproape de forțare acolo în imbreda Tudor, s-a apărat foarte bine Luciana Marin. Felicitată de Camila Nere. Zamfir atacă din nou în centru, vine Tudor, pătrunde Nicoleta Tudor, s-a dat fault în atac, nu se pune golul Brașovului, pasă din poartă în poartă, a încercat Arehard, este calmată de banca tehnică, nu se reproșează această încercare, în continuare 5 goluri pentru Baia Mare. Diferența i-a permis lui Arehard să încerce această execuție, era ieșită inițial și Dedu, acum foarte frumoasă trecerea Camelii Balin de Hotea pe lângă Ada Nechita. Și gol pe colpul scurt reușit de Camelia Balin Hotea, foste jucătoare, știți bine, în urmă cu 5 ani plecată chiar de la Baia Mare. Născută la Baia Mare, o jucătoare care deci înfruntă practic orașul natal în aceste derbiuri care au devenit Corona
face nevoia mare. Pe partea cealaltă este Paula Ungureanu, care este de aici din Brașov. Momentan a intrat pe Paula poarta HM-ului. Georgievska pentru Buceschi. Aruncă pe colțul scurt și o surprinde pe Dedu. 11 la 6, nedumerit Bogdan Burcea, pentru a putut să intre acea linge. Probabil s-a uitat și la pașii lui Buceschi, dar chiar pe al treilea a aruncat la poartă. 5 goluri din nou pentru campion. Pe tehnele unui portar tânăr, probabil această lipsă de concentrare o să minge mult mai ușoară decât cele pe care le-a scos până acum Dedu. Repede dă drumul Arenhart. Eisei este 7 metri. Eliminarea la Hotea. Balin Hotea a împins pe pătrundere Balin Hotea pe colega sa de la loc, Valentin Ardean Eisei. Era un contraatac 3-1. Iată faza. Da, a tras-o puțin de tricou. Decizie corectă a arbitrilor. Chiar dacă a fost ușoară în acea ținere, a fost evidentă. E prima ratare de la 7 metri pentru Buceschi. După 4 reușite, a cincea a fost în bară. S-a încercat o aruncare tehnică liftată. Rămân însă 5 goluri pentru HM. Brașovul este inferioritate pentru un minut și jumătate. A intrat Dincă. Prima dată și ea între jucătoarele de la Corona Zanfir, Tudor Burchel Neacu pe extrema dreaptă, dă depășire extraordinar, a trecut de o campioană olimpică și a învins în portară campion mondial Burchel. Gol repede, dar nu se pune faza lui Georgievska, care a faultat pe atac. Scorul rămâne 11 la 7 pentru Baia Mare. Și pași acolo, 4 pași la Georgievska. Minutul 19, Baia Mare are 4 goluri față de Corona Brașov. În etapa precedentă ambele echipe au câștigat. Vom spune rezultatele pe care le-au obținut. Jocul nu va permite. Aruncă Tudor, blocată de Marin pe braț, 9 metri. S-a oprit bine Zanfir acolo în față lui Georgievska, aproape și ea de o forțare. Baia Mare a învins Constanța 36-23, Brașovul a învins în deplasarea la Târgu Mureș cu 33-18, diferențe mari între cele două adversare ale echipelor care se întâlnesc astăzi. Din nou 9 metri pentru Corona, prepasiv gazdele. Aruncare previzibilă, recuperează Tudor, din nou paradă Arehart, a fost faultată pe aruncare Tudor, eliminare la Marin și 7 metri pentru Corona Brașov. Până acum Adi, arbitru, a judecat cu aceeași unitate de măsură și asta contează cel mai mult într-o partidă, să fluier la fel atât în stânga cât și în dreapta, să nu fie nici un pic detentă, pentru că apoi spiritele se încing. A călcat acolo Marin, se vede cel mai bine, a călcat în semicerc când a avut intervenția. Între Paula Ungureanu pentru prima oară între buturile băimărencilor, față în față cu colega și prietena sa de la lotul național, Mica Prădeanu. Bară, gol pentru Brașov. 8 la 11. Revine Brașovul în joc la minus 3 după ce a avut 5 goluri Baia Mare. Expiră eliminarea din tabăra Coronei, care are acum ea om în plus. Șansă bună pentru brașovenii, care au gestionat foarte bine acest moment al jocului cu om în minus. Și-au marcat de două ori și n-au primit gol. E cel mai mult ceea ce se poate face în un asemenea moment. În prepasiv Baia Mare a intrat Oltean la coordonare, faultată Buceschi de către fosta sa colegă Bondar. 9 metri pentru HM Baia Mare. Buceschi de depășire pe exterior și a înscris eliminare la Nicoleta Tudor. Ar fi fost 7 metri, evident, dacă nu intra această minge peste Denisa Dedu. Foarte inteligentă e Buceschi la această fază. A fost și apărare în semicerc acolo la Tudor. A și tamponat adversara. Foarte ușor depășit blocul brașovenilor, care aștepta o aruncare directă. Joacă momentan 6 contra 6. Brădeanu din nou ținută om la om de către
Bisei. Acum a intrat Pricopi și sunt 6 contra 6. Botea, Zanfir, Pricopi, pătrunde, a mimat pasa în extremă și a scos 7 metri cu apărare serice. Da, Brașovul începe să pună probleme de ce în ce mai mult campioanelor. Da, apărare serice la Gabi Sucea, să zic reluarea. Explozie bună pentru Dana Pricopi, tânăr din Brașov, care își face loc pentru această echipă a Coronei. Da, tare și numai în transversală Mica Bredeanu la această fază. Au început să obosească aruncătoare de la 7 metri, să spunem, pe aceste greșeli. Atât Mica Bredeanu, care a aruncat tare de partea cealaltă Elisei, care Eliza Bucescu a încercat o trage cu efect și s-a pus tot în transversală. Exact, Laura Oltean la coordonare pentru Baia Mare, odihnită probabil Luciana Marie. Pasă pe la spate pentru Nechita și o nouă paradă, a șapta pentru Denisa Dedu în această repriză. O ratare pentru Ana Nechita, care nici nu a mai apucat să arunce la poartă. Foarte puțin, iată, a deschis jocul Baia Mare cu extremele. În dreapta deloc cu Elisei, s-a jucat mai mult în stânga. Om în plus pentru Baia Mare. Regalul pentru Balinhota, Zanfir. Copii, Ipăr a dus să plece la încrucișare, s-a răzgândit. Foarte bine Nechita pe recuperare. Este scoasă în exterior de către Zanfir, fără să faulteze foarte rău. Au, 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 ce intrare tare! Cotea la Lobac, incredibil! Da, n-a vrut să lovească moral pe adversarea sa, a vrut să ridice brațele spre minge, însă Lobaci a făcut jumătate de pas într-o parte și brațele de Camelei Hota s-au dus în capul bielorusei. A doua eliminare la Hota în această repriză. Foarte nervoasă Camelei Bani Hota, așa cum nu cred că am văzut-o vreodată până acum. O jucătoare foarte temperată, cu intervenții mai degrabă obișnuite. Se deschide jocul în extremă și este 7 metri pentru Baia Mare. Dacă se consideră că a fost gest intenționat, trebuia să fie și eliminare la Mica Bredeanu, pentru că așa spune regulamentul. Arbitrii au fost avertizați în urmă cu 2-3 săptămâni, au fost sfătuire. Orice atac al extremei se soldează cu 7 metri și eliminare. Acum arbitrii au dat numai jumătate de pedeapsă. Marin Fentă scoate Dedu, extraordinar, din ce în ce mai bună Denisa Dedu în această partidă și este felicitată de Bogdan Burcea de pe banca tehnică a gazdelor. 8-12 Brașov, Baia Mare. Poate transmite acest curaj și cu echipierilor sale Denisa Dedu, tracă, tipă, pe drumul pentru Zanfir. Zanfir caută culoarul de aruncare. Blocul cel de la Baia Mare funcționează în continuare. Om în minus pentru Corona. Pricop n-are soluții departe. Brădeanu și în extremele se mișcă mai greu în inferioritate. Așa, extraordinar Zanfir. Ea poate să fie astfel din mânica, să spunem, de câștigătoarea Brașovului, pentru că ea a făcut 9 metri. Georgesca, depășire, gol pentru macedonean. De mult l-am văzut pe faza atât de reușită pentru această handbalistă în care Costicul Bucescu crede foarte mult. Spuneam, Bucescu a pregătit foarte bine această partidă încă de la început, din minutul 1. Bredeanu a fost scoasă din joc, om la om, pentru că aia este handbalista care leagă jocul Coronei pe atac și din acest motiv gazdele se regăsesc mai greu pe pozițional. Tot acest început de campionat în prima opțiune pentru a marca acest gol al lui Bredeanu Pricop. Nechita pentru Bucescu, reintrată și ea pe atac. Nechita s-a dat la Nechita, da, a dat fault în atac, pasă de contraatac, Dincă nu poate să prindă mingea care era în spatele lui Bucescu. Pierdere importantă pentru Corona la acest contraatac și timp de odine cerut de Costică Bucescu.
De 5 ori același lucru. În atac, cu răbdare, dați drumul la minge. Fugiți rapid pe faza a doua. Este doar mie cu partea asta de cu cine să jucăm. Vine, vine la susținere, că e singur acolo. Nu merge, ne așezăm în atac. Om la om, Micai acolo, Cami, te duci mai larg. 3 la 3 aici, Mocea a făcut-o pe Gheorghevska. E ataș larg, amenințare stânga-dreapta, Mocii, Mocii la culoar. Păi aia ta mărie, a dat acolo, a dat Nicu, 3 la 3. Am văzut intervențiile celor doi antrenori care recrează din mers mecanismele celor două formații. Dăm punerea. Bucuros de reușitele lui Dana Tricot, cele depășiri la Gheorghevska care au reușit. Gheorghevska fentă. Fault în atac, Bucescu a stat bine în fața sa. Laura Kipper din tribune s-a văzut că lovitura a fost mai tare. Zamfir pentru Pricopii, busculată de către Bucescu și Lobaci, 9 metri. Pentru Gazda a mai rămas 4 minute jumătate din prima repriză, un meci de handbal adevărat cu două echipe care practică un joc de nivel european. 3 goluri pentru campioane în fața vicecampionilor. Zamfir, pasă bună pentru Kipper, gol pentru Laura Kipper. Încet, încet și-a reglat și stângacea Brașovului tirul și după 3 ratări consecutive au venit 2 reușite. Ceva mai inspirate brașovencele în aceste momente de joc. Am văzut și cum se apără și cum reușesc să deschidă în defensiva cea de la Baia Mare. Acele forțări care le-au scos, plus golurile marcate, dau ceva inspirație atacului. Și acum încă o intervenție. Denisa Dedu este jucătoarea gazdelor în această primă repriză. După ce în primele 10 minute nu prea a reușit să scoată nicio minge și colegiile sale n-au scris decât un gol în primele 9 minute și jumătate, Deriza încet, încet și-a revenit și a dat încredere colegiilor sale, care sunt acum la 2 goluri de Băimărence. Votea pentru Zamfir, aruncă și o învinge din nou pe Arenhart. 12 la 13, s-a relansat cu adevărat partida de la plus 5. Baia Mare nu mai are decât un gol în plus, este încurajat Arenhart de Costică Bucescu. Iată cât de mult cântărește poarta într-un asemenea meci. Merge la Brașov și corona se apropie. Nu mai funcționează atât de bine la Baia Mare și acest lucru se vede pe tabelă. Iată și în atac nesincronizări. Bucescu de depășire, Zamfir busculat în 9 metri pentru HM, mai sunt 2 minute și jumătate. Gheorghevska, Bucescu, Marina, 9 metri pentru Băimărence, foarte bună depășirea lui Marin și fructifică, a găsit o breșă acolo între Pricopi și Hotea și a marcat 2 goluri Baia Mare în fața Brașovului. Zamfir din nou conducător de joc, trece Inter acum, Hotea schimbă cu Brăteanu. Zamfir, depășire. Este cu eliminare la această fază, corect? A fost o ținere cu tragere de tricou a lui Lobaci în fața lui Zamfir, care joacă extraordinar pe faza de atac. Ne bucurăm mult pentru Cristina Zamfir, care și-a revenit după acea centare foarte delicată, dificilă, pe care a avut acum 3 ani, când a avut ruptură la genunchiul stâng de ligamente de menisc. A fost refăcută la o clinică din Germania și acum joacă aproape 100%. Kipper liberă pe extrema dreaptă, apără Arenhart. Recuperează Nikita, ce înseamnă să ai portar care continuă să aibă încredere în posibilitățile sale. După ce a fost învinsă de Kipper de 2 ori în ultimele 10 minute, acum a reușit să-i scoată mingea lui Kipper. Arenhart ține această diferență de 2 goluri pe tabelă pentru Baia Mare și apare când are mai mult nevoie echipa de ea. Gheorghevska se înalță, bară, bară, n-a fost atentă Denisa Dedu, s-a dat bătută după prima bară
Dacă ai fost atentă, poate n-ar mai fi lovit o minge în spate, se mai întâmplă. Trecem la Gheorghesa, această reușită. Al treilea gol pentru macedoneană și este Denis Ardebu, care este părintește acolo, puțin certată de Burcea. Gol înscris din nou de Zamfir, omul meciului pe atac la Brașov, când Denis Ardebu a fost în ultimele 15 minute pe apărare. Ia sigur se va vini acum și va intra poate după pauză în poarta gazdelor. Ce frumos a aruncat Cristina Zamfir, are nevoie și naționala de o asemenea ambalistă la linia de 9 metri. Naționala care va juca la Oradea peste două săptămâni o dublă cu Rusia, deoarece trofeul Carpați nu se va mai ține. Pași în faul la această fază, Ungaria nu mai vine să joace la trofeul Carpați, Muntenegru a declinat și oferta și a rămas numai cu Rusia, va fi o dublă cu Rusia peste două săptămâni la Oradea. Fault pentru HM. Rămâne pe atac până la finalul acestei reprize. HSM Baia Mare, am văzut intervenția lui Mârcă. Mingea blocată de brașovence, au scos balonul pentru Colariu Mârcă. Este liber Bondar, dar au trecut cele 30 de minute după o primă repriză de handbal total, cu angajament și sclipiri din partea celor două echipe pe fazele de atac. 15 la 13, Baia Mare conduce la Brașov. Luăm o pauză de aproximativ 9 minute și ne întoarcem cu runda a doua. Brașovul pentru repriza a doua, derbiul dintre Corona Brașov și HM Baia Mare. Echipa lui Bogdan Burgea a jucat foarte bine prima repriză, a revenit de la minus 5 și are două goluri în spatele campioanei, care conduce cu 15 la 13 după 30 de minute de joc foarte intense la un nivel ridicat pentru ceea ce ne dorim în handbalul românesc. Buceschi și Ardean, principalele motoare ofensive ale celor din Baia Mare. Vedem duelurile de pe semicerc, unde pivoții au muncit mult, dar uitându-mă acum pe marcatoare, avem un singur gol marcat de pivot, de Lobac, pentru Baia Mare. De partea cealaltă, Brașovul cu 0 în dreptul arbitrei și Rațu. Apărări bine puse la punct de ambele părți. Baia Mare se pregătește de o grupă foarte interesantă în Liga Campionilor. De partea cealaltă, Corona mai are de așteptat până în noiembrie, când va juca în turul 3 al cupei EHS. Din nou apărare 5-1 pentru Baia Mare, li se ține pe Grădeanu. Vioara întâi pe atacul Brașovului a fost Zamfir în prima repriză, alături de Pricopi în partea a doua din părța jocului. Liberă Hotea, bară, a dat tare în pământ, a vrut să dea, cum se spune, cu pământul, dar doar a protejat pe Aira Harbine. Buceschi, împinsă Buceschi de Grădeanu, este 9 metri pentru HM Baia Mare. De obicei, partida a început tare încă din primele secunde, iată ultimele două faze legate aici, ratarea lui Hotea și faultul la Eliza Buceschi. S-a mai întâmplat acest lucru și prima repriză Elizei, dar
scăpat fără să se resimtă prea mult. Marin revine în centru. Baia mare. Machiev a schimbat acolo. De pivot. O primește acum. Dar vine intervenția lui Mârcă. Sare mingea la Nichita, care curatează. Un prim gol pentru Ada Nichita în acest derby. În prima repriză a avut o ratare de pe semicer, dar a și fost faultată dată când a scăpat în situație de 1-1. Baia Mare nu prea jucat cu extremele prima parte a jocului. 3 goluri pentru Baia Mare în fața Brașovului. Minutul 32. Am mai avut o parte astăzi pe Didi Sport din linia masculină. Odor Hanis la București pe Steaua cu 32-27. Pase de pe strâmbă pe alta, se prinde Buceschi. Recuperează pentru echipa sa faza a doua pentru Baia Mare și Pricopi îi pasează adversarei sale Elisei să dă 7 metri pentru HM. Nu a ajuns pentru o intervenție foarte bună în reata la Pricopi acolo. Mingea a ajuns la Elisei. Ați văzut, a fost faultat acolo de către Pricopi. Câțiva centimetri că-i mai vreau. Dane Pricop. Buceschi face față cu Mârcă. Nu ratează. Încă un gol pentru Iza Buceschi de la 7 metri. Are proiectat, să spunem, 6 din 7 în acest derby. Contează foarte mult să fie și normal superioritățile și apoi de la 7 metri atunci când joci cu o echipă care este apropiată de nivelul tău. Zanfir. Lață Zanfir, aruncă jos în stânga, intră în șpagat, are hard și recuperează Elisei pe contraatac, gol pentru Baia Mare. Cam așa se face diferența între două echipe. Normal, se așteaptă greșeala adversarului și iată din nou 5 goluri în fața Brașovului. Are Baia Mare în 2 minute și jumătate din repriza a doua. Se temea foarte tare de contraatacul celor de la Baia Mare. Dan Burgea spunea că nu vrea ratările simple, fie de pasare sau de aruncare. Și acum nu face acum Laura Kieper. Un prim gol pentru Brașov în repriza secundă. Nu s-a repus mingea conform regulamentului din mijlocul terenului. Ați avut o reloare golul lui Kieper. 18-14. Baia Mare conduce pe Brașov în deplasare. Un meci așteptat încă de la începutul sezonului. Vom avea un derby, spuneam, destul de repejor în 5 octombrie, partida între HM Baia Mare și CSM București. Iar înaintea acelei întâlniri avem Brașov cu CSM București pe 2 octombrie. Dată CSM-ul pare să fie obligată să joace derbiurile în 3 zile, meciul cu Brașovul și meciul cu Baia Mare. Etapa 8 a Brașovul merge la București, iar în etapa 9 avem prima întâlnire între noi giganți ai handbalului românesc feminin, Baia Mare și București. Dana Tricop pentru Nicoleta Tudor, cu șansă, da. Cu șansă înscrie Tudor. Georgievska n-a putut să blocheze, a păcălit-o pe Arehard. Iată momentul, s-a dus în dreapta Arehard, acolo se ducea și mingea, logic, dar a fost deviată. Gol meritat, să spunem, în sfârșit de Nicoleta Tudor, care muncește foarte mult pentru echipa sa. 18-15, Baia Mare conduce Brașovul. Georgievska scapă mingea, pleacă Balin pe contraatac, o are liberă pe Bondar. Primul gol pentru Ana Bondar în poarta fostei sale echipe. Se resimte din păcate și Barbara Arehar. Să vedem acum reluare, dacă a avut un contact cu Bondar. Nu, a evitat-o Ana Bondar și două goluri mare, Baia Mare peste Brașov. A intrat medicul Mărencelor Florin Oancea, care este și medicul echipei CSM București. Iată ce înseamnă să ai valoare, cum se spune, și ca medic sportiv. Se bat cele mai bune echipe pe serviciile tale. Iată momentul în care a fost ștars, să spunem, Barbara Mărencelor. Această parte secundă a meciului Baia Mare, foarte puțin am văzut-o de Bucureanu. Matiev o așteaptă pe Nichita să intre în schemă. Buceschi tamponată de Tudor și Hota,
cum se spune, va fi o luptă la baionetă. Dacă se va merge, să spunem, cap la cap până la sfârșitul partidei, mai sunt 25 de minute și noi ne dorim, ca de obicei, o partidă echilibrată pentru a se menține tensiunea pe toată durata întâlnirii. Faultată, Georgescu, apaș în faul, 9 metri pentru HM. Care se poate acolo cu Tudor, au războiilor personale în aceste momente. Între pasivă, Baia Mare, Marin pentru Georgesca, Georgesca, Macheva, a călcat semicercul Rusoica. Anticipată foarte bine pasa la pivot de Grădean, care a împins un pic mingea, atât cât să nu-i permită Macheva să controleze. Sopă e pe marginea terenului, Costică Bucescu protestează la decizia arbitrilor. Mare Bucescu în galben. În prima repriză el arată arbitrilor că au fost pași acolo. Tot am supăit pe două picioare jucătoarea Brașovului. Știți bine, când pas pe două picioare se consideră un sigur pas, dar a bătut de mai multe ori. Foarte bine, Tudor pe pătrundere, 7 metri scoate jucătoarea Brașovului. Văzut foarte bine acest culoar Tudor, cred și din inerție la un moment dat, iată, se duce printre apărătoarele oaspete și mâna acolo lui Gârghesca, care împinge pe Tudor. Gol înscris de Cristina Zanfir, cea mai sigură mână dreaptă a Brașovului în această partidă. Dacă va avea culoar să arunce și Mica Bredanu, Brașovul cu adevărat poate să speră la ceva bun în această partidă și s-a apropiat la un gol corona de HM. Fault în atac la Eliza Bucescu. Brașovul poate să egaleze, iată, după 37 de minute în care Baia Mare a dominat apăra, are hard și a dorit prea mult de la această fază și prea repede, să spunem, Nicoleta Tudor, ratarea. Luat un pic de val, cred. Aveau timp să așeze mult mai bine acest atac brașovencele. Mica Brădeanu s-a transformat în distribuitor perfect la Corona pe începutul acestui sezon. Văzut meciurile Brașovului în care Brădeanu dea pase pentru toate jucătoarele, pivoți, inter și extreme. Davidenko n-a putut să o angajeze pe Macheva, a recuperat Brădeanu. Sunt două jucătoare minus pe apărare la Baia Mare, dar au reușit să se replieze. Pricopi aruncă prin surprindere, dar are hard, arată că este printre cei mai buni portari din lume, chiar dacă a avut un început de partidă puțin mai slab. Davidenko scapă mingea, parcă o frige palmele atunci când are mingea lui Rusoaica. Gol înscris de Hotea, egalitate la 18 după 38 de minute. Brașovul iarăși pune probleme băimărencelor, cum s-a întâmplat și în sezonul trecut. Corona arată că este o echipă de mare forță. Anunțul făcut de Bogdan Burceac, echipa lui se va bate pentru primele locuri. Iată, n-are acoperire în această evoluție a Coronei. Poate nu va fi doar un duel București-Baia Mare. Brașovul demonstrează că poate să se lupte. Așteptăm și un meci direct al celor de la Brăila, dar acum Mârcă își face și ea simțită prezența în poarta Coronei. A fost o angajare grea pentru echipa din partea lui Davidenko, care a dat normal mai mult pas acolo să scape de minge în echipa și a forțat șansa, dar a avea unghi mic. Ratare, 18-18 și Corona poate chiar să conducă Baia Mare în acest derby în minutul 39. Dacă fiind acest băițional, publicul și-a adus aminte de ce a venit la sală și face o atmosferă extraordinară și încurajează favoritele. Tudor pe extremă, nu poate să pună boltă, oricum călcase semicercul. Meciul a căpătat cu adevărat un ritm și valență de Liga Campionilor. Marin faultată de Rațiu. Prinsă destul de urât acolo, pe coborâre, genunchiul cred că a rămas ușor blocat Lucianei Marin. În momentul în care a aterizat pe ambele picioare, probabil mai mult pe stângul s-a dus greutatea, da? Mai întâi pe stângul a atacat Luciana Marin, o handbalistă foarte importantă pentru Național, o handbalistă valoroasă și inteligentă, care face un lucru perfect cu Oltean în centru, atât la Baia Mare cât și la Națională. A fost una dintre primele jucătoare ieșite ieri la antrenament, a făcut stretching tocmai pentru unele probleme pe care le are. Mi-am dat seama, de vedere muscular, acum
vedem, problema este la genunchi, la articulație. Emoții, cred, foarte mari pe banca Șumeului. Probabil va intra Laura Oltean în centru ca să se mai odinească și să-și revină pe adevărat Luciana Mari. Oricum are lângă ea unul dintre cei mai buni specialiști, spuneam, Florin Mancea, care a operat-o și pe Oana Manea, domnul cu 3 săptămâni la București. Da? Luciana Mari hotărăște și rămâne pe teren. Schimbare în această repriză pe atacul de cel de la Mare, Davidenko. Schimbarea cu numărul 25 pe dreapta. A faultat Oana Bondar cu milă pe fosta sa colegă, pe Luciana Marin. Se știe, Oana Bondar are acest chip angelic, dar poate să joace și foarte tare. Davidenko. Luceschi. Davidenko a vrut să pună mingea peste Nikita. S-a dat drumul la minge pe contraatac. Keeper! Gol pentru Brașov! 19-18, Brașovul răsucește turnalul în campioane și este timp de odihnă cerut de Costică Bucescu. Avantaj pe tabelă. Corona Brașov în derbiul cu HM Baia Mare. Bucescu schimbă, revine Gheorghescu acolo în locul lui Davidenko. Bucescu scapă mingea pentru un moment, iese imediat Tudor din defensivă și o tamponează 9 metri pentru HM. Să vedem cine poate să păstreze ritmul sau să-l ridice pe lângă poartă. A aruncat Bucescu, dar a fost faultată eliminare la Bondar. Am văzut foarte bine această acțiune, bine că avem reluare, da? A împins și a tras de tricou, decizie corectă din nou pentru arbitrii Georgescu și Moldovanu. Spuneam în afară de prima repriză, când n-au dat eliminare, când Bredeanu a intrat într-o adversară care a atacat în extremă, arbitrii au fărat extraordinar în acest derby, dar mai ușii de muncit între 20 de minute. Luceschi, pătrund, a fost faultat acum 9 minute, iarăși pentru campion. Devenită și Loba, pe pivot, Marin, coordonator, se caută extrema. Multă agresivitate în laterală la keeper, care a busculat pe Elisei. Repasiv și intervenția pe Murcă. Poate n-au reușit campioanele să se descurce mai bine la om în plus. Au dus meciul, au dus atacul până spre pasiv și au aruncat repede la poartă. Iarăși 5 plus 1 apărare, Baia Mare cu Elisei la Bredeanu, însă omul minus la lista de coronei. Brașovencile au demonstrat în acest meci că pot să se descurce și fără Bredeanu. Mare majoritatea timpului ținut om la om. Acum Zamfir pentru Pricop se fluieră. A fost depășire, a încercat Cota să facă un bloc acolo pentru Bredeanu, care pleca și el la combinație. Elisei a încercat să le încurce, s-a întâmplat acest lucru și iată se va șterge suprafața de joc. Hota îi spune lui Elisei că a faultat, ați văzut acum reluarea, timp de odihnă cerut și de Bogdan Burcea. Și face atac de 1-1. Ele stau cu centru acoperit 3.
atenție de celor doi antrenori. Bogdan Burgea a explicat măsurile sale care ar trebui să fie schema. Atacul poziționat la gomul minus pentru Brașov. Totul depinde de circulația a Micăi Bredeanu în această fază. Asta se întâmplă și acum. Zamfir liberă, aruncă moale, pleacă Elisei pe contraatac. Faza sa preferată, gol pentru Baia Mare. 19, încă 30 de secunde, om în plus pentru HM Baia Mare. Strâns bine acolo la Cristina Zamfir Voimărencele, apărarea a funcționat de această dată. Cup pentru keeper Zamfir, următor. Keeper extraordinar, depășire, mai scoate Arehard. Odată Lobaci pentru Marin, contraatac, a fost trase cu eliminare aici. Tricot, eliminare, un fault, nu pot să spun urât, dar cam de junioră la Andreea Pricopi. 7 metri pentru Baia Mare, mai mult decât evident a fost faultul. Rămâne cu 9 minus Brașov, dar cel puțin 4 minute legate în acest moment de joc, în inferioritate. Apără mârcă, de asta avea nevoie Brașovul, să scoată mârcă la Riu această minge și să-i țină echipa măcar la egal și apoi să se chinuie colegele sare pe atacul pozițional. Sunt acum 5 contra 6 între Nicoleta Tudor la 9 metri. Nica Bredeanu ca de obicei se duce în extremă ca să-i lasă colegele să joace combinativ. Hotea, semicerc, mare ghinion la Corona Brașov. Pe această fază le ieșise jocul. Așa au fi fost, noi n-am văzut foarte bine la această reluare, dar s-a calcat în 6 metri. Dacă n-a protestat Camelia Bani-Gota, probabil așa a fost, acum vom vedea mai bine. Da? A fost un vârf de picior stâng, așa s-a văzut acum. Gol înscris de Bulceschi, 19-20, de la un gol Corona, acum este un gol pentru Baia Mare. Probabil se va merge cap la cap până la final, dacă nu vor mai fi eliminări de o parte și de cealaltă. Însă, iată, încet încet Brașovul s-a obișnuit să joace cu omul minus și a reușit să stea aproape de campioană. Zamfir dă depășire, gol, era oricum 7 metri și eliminare la Georgievska. Putem spune arbitraj aproape de perfecțiune pentru constanțenii Georgescu și Moldoveanu. Scoate maxim Zamfir de la această fază, gol și eliminare. Egalitate, 20-20, vor fi aproximativ 90 de secunde de om în plus pentru Corona după ce cele două eliminări, după ce eliminarea brașovenilor va lua sfârșit. Marino așteaptă pe Nichita să vină în circulație, încrucișează cu Elisei, vine și Davidenco la schemă, ar fi trebuit să se înalță, poate să arunce o Rusoaica Bucescu, faultată de către Gurghel Neagu, 9 metri. Unii arbitri se cam sperie când trebuie să dea foarte multe eliminări, acest cupul din Constanța și-a făcut treaba. Bucescu pe pătrundere, cu mâna stângă aruncat, scoate 7 metri, apărarea în semicercul la Nicoleta Tudor. Plecat capul imediat, Nicoleta Tudor semn că admite această eroare. A și fost, ați văzut și noastră mai bine la reluare. Arbitru trebuie să judece și să fluiere repede. Fentă Marin o dezechilibrează pe mârcă. 21-20 pentru Baia Mare. Pe 15 minute și jumătate. Doar al doilea gol pentru Luciana Marin. Baia Mare cu 10 jucătoare noi venite în echipă în această vară. Corona cu doar 2. Apără, are hard, dar pe recuperare Rațiu înscrie. Au fost atente Bremărencele, nu l-am mai văzut de mult atât de dezorganizat. Adevărat, aveau și omul minus și au plecat două pe contraatac. Din acest motiv au rămas mai multe brașovenice la recuperare și Rațiu a fructificat. 21-21, minutul 46. Pe partea dreapta lui Arenhar, pe respingere, nu era absolut nimeni, dar evident că era foarte departe. Bucescu, care a făcut un joc foarte bun astăzi, singurul inter stânga care a fructificat pentru Baia Mare. Arciucovici, bielorusa, n-a intrat deloc pe teren. Contată din nou Bucescu de Bondar.
Andra Lobagi se joacă 7 contra 7. Era combinație repede Lobagi, Davidenko, fără soluții, Marin. Extraordinar Marin, aceasta explozie este soluția pentru Măimărâncelor, o chiulea pentru Luciana Marin, care și-a scos echipa la faza precedentă, 21-22, Corona Brașov, HM Baia Mare. Vom avea handball în acest weekend, așa cum v-am obișnuit. Vom avea și săptămâna de handball, atât sâmbătă cât și duminică, înaintea partidei dintre Târgu Mureș și Baia Mare, sâmbătă. Gol scris de Rațiu, al doilea gol consecutiv pentru acest pivot, 22-22. Primul gol curat de pe pivot cu angajare. Picior la Lopaș, contraatacă, Burchel, liberă, Burchel, gol, Brașov, 23-22. Este Georgescu, a intrat în echipa extrema dreaptă, bine a dat drumul la Minge Brădeanu, aici pentru Burchel Neagu. Da, revine Neagu în tricoul Coronei, să facem o mică glumă. S-a măritat Burchel în această vară, vrem și lui Casă de Piatră și să-și ajute echipa în continuare așa cum a făcut-o în cele trei sezoane, cât a fost aici și aruncă Davidenko, mingea deviată de Bondar. Funcționează blocul defensiv la această fază, Bondar respinge acolo, lăsat foarte bine în spate. Încă 13 minute din derby. Davidenko n-are curaj să arunce, o face Marin și fructifică jucătoarea care scoate din nou campioana din dificultate. 23-23. Deci foarte bun făcut, ca de obicei, de Luciana Marin. Ca și în sezonul trecut, spuneam, Baia Mare are probleme la Brașov. Poate este doar această problema rodajului pe începutul de competiție. Am văzut golul încă o dată marcat de Burghel, care ajunge și ea la 3 reușite. Aici la această fază, contraatac, n-a dat drumul la minge Georgescu, n-a putut Brașov să dea drumul la contraatac. Grădeanu este nemulțumită, toți brașovenii s-au ridicat și administrează decizia arbitrilor. S-a ridicat și observatorul Dobre pentru a calma, pe Bogdan Gurcea, aruncă Zamfir în bară, recuperează Machieva. Mingea este pentru Baia Mare. Lipsită de șansă la această aruncare Zamfir. Putea să știu că pentru prima dată formația la două goluri în fața celor de la Baia Mare. Moment în care intră Paula Ungureanu, schimbat de Arehar. Inter-dreapta, acest din stânga. Foarte bine s-a apărat Neagu la Elisei, 9 metri pentru campioane. Georgescu aruncă Georgescu și fructifică, cel mai bun joc pentru atac a macedonencei în acest tur. 4 goluri pentru ea până acum. Cred că surprinde Brașovul această jucătoare care n-a avut un potențial foarte mult atac până acum la Baia Mare. 24-24, 11 minute din derby. Aceasta a fost una dintre problemele care le enumăra Cosică Bugescu în jocul echipei sale, faptul că a integrat destul de puține jucătoare nou venite. Era mulțumit de Arenhart și de Herem. Iată, acum Gheorghesa face un meci foarte bun. Din nou în extremă. Extraordinar, Burghel! Este jucătoarea, să spunem, arma secretă pentru Burcea în această partidă. Foarte bine Pricopii a tras 3 jucătoare pe ea la acea pătrundere și Burghel Neagu a fost singur, a pus mingea peste Paula Ungureanu, intrată poarta campioană, 25-24 Brașov, Baia Mare. Un joc de toată frumusețea, o partidă cum ne dorim de fiecare dată. Pătrunde Georgescu, mingea este pentru Brașov. De-abia acum se fioră. Grădeanu, Pricopii, țăcălie la 9 metri pentru Brașov. Corona a căpătat încredere și a dat seama că poate mai mult în acest derby. Pași fault la Nica Brădeanu, arată cei doi arbitri din Constanța. 9 metri pentru Gazdea, a intrat din nou Rațiu la pivot.
vede bine Burghel, Țăcălie, nu se înțelege acolo cu Camelia Balint, Hotea. Și din nou șansă ratată pentru Corona de a se duce la două goluri în față. Marin, se vede Sei, din nou Marin, pentru ce schimb de loc între cele două. Mână salvatoare pentru Olariu Mârcă, dar s-a dat 9 metri pentru HM Baia Mare. Iată aici un dialog între Hotea și Țăcălie, momentul în care a fost faultată pe aruncare Eliza Buceschi, s-a lăsat acel avantaj, mingea n-a intrat în poartă și s-a dat 9 metri pentru campioane, care au ca adevărat cel mai greu meci acest debut de sezon. Baia Mare oricum n-a jucat foarte bine încă de la începutul partidelor, s-a încălzit mai greu în toate întâlnirile pe care le-a avut până acum, însă Logii l-a câștigat pentru că valoarea tot timpul iese la suprafață. Nu mai departe de etapa trecută a avut un meci greu pe teren propriu cu Universitatea Neptună Constanța. Lobaci și Georgievski, o pasă în tribune, extraordinar, ce greșeală pentru macedoneancă, dar este iertată, să spunem, pentru că a marcat de 5 ori în această partidă. Interesant, cele două formații pe acest început de campionat au avut cele mai mari probleme cu Neptun Constanța. Corona, să spunem, cea mai scurtă victorie, doar 4 goluri în fața celor de la Constanța. Iar Baia Mare a fost condusă chiar la pauză în meciul trecut la 2 goluri, dar a revenit foarte bine în actul secund. Faultată Pricop de Marin. Se cere încă o dată ștergerea Barbaseli. A încercat să ia jocul pe cont propriu în interdreapta, cât de mult lipsește și Briscan, să spunem, la 9 metri pentru Brașov, pentru că era o soluție în plus la Bogdan Borcea ca să mai schimbe ceva din angrenajul său pe atacul pozițional. Zamfir, Rațiu, Pricopi, vine Zamfir în poziție centrală, nu și-a făcut pașii de aruncare. Pricopi pentru Burghel Neagu. Zamfir liberă Hotea, e adevărat, și unde odihnă cerut de Bogdan Burcea, exact când Hotea găsise mingea, dar oricum mingea a venit jos la glezne și pierduse un tempo să atace poarta, dar se mai întâmplă, am văzut deseori handball atunci când ai pasa decisivă, se cere timeout de la margine. Bogdan Burcea l-a explicat ce trebuie să-i joace acum pozițional, două goluri și le-am îngropat din punct de vedere moral, normal. Aici crede Burcea că HM Baia Mare se va demoraliza dacă echipa sa se duce la două goluri. Orice este posibil, normal, în această partidă. Totul este ca Brașovul lui Bogdan Burcea să fructifice acest pozițional. Extraordinare pivotare, Hotea apără Paula Ungureanu, o fază de toată frumusețea. Hotea cerută, faul, Pricopi a tamponat-o pe Marin. Se dă fault pentru Baia Mare, e foarte bine, a stat Pricopi în fața adversarei, n-a văzut-o Marin, noi vom avea o reluare cu această fază. Iată, Bogdan Burcea își pierde cel puțin umplătul la marginea terenului, dar totul este limitele normalului, partida este foarte importantă, foarte multe goli între cele mai bune echipe din handball românesc, alături de celelalte două echipe neînvinse, CSM București și Dunărea Brăila. Iată faza, a fost trasă de tricou, da, a fost 7 metri aici și eliminare la Georgievska și până la urmă au avut noroc arbitrii că s-a întors jocul cu tamponul la Pricopi. Poate arbitrii n-au văzut, poate arbitrii n-au văzut, scuză-mă, poate arbitrii n-au văzut acea tragere la Hotea. Blocase acolo acel unghi Paula Ungureanu, e posibil acest lucru, însă publicul vedem nemulțumit de această imprecizie a brigăzii din Constanța. Corect. Dacă n-ar fi fost tamponul la Pricopi, iată din nou, ați văzut ținerea, trage de tricou. Vă repet,
aici este 7 metri și eliminare pentru Brașov. Asta trebuia să decidă cuplul de arbitri. Până la urmă, soarta, să spunem, a zâmbit puțină pentru arbitri ca să nu fie amonestat prea mult și mingea a revenit la Brașov. Puțin de 8 minute, să spunem, până la finalul acestei partide. Pricov rămâne în teren. Gurghel, din nou Pricov. Zamfir dă depășire și este faultată. A avut un cular, câteva fracțiuni de secunde între Loba și Georgescu, n-a putut să accelereze Cristina Zamfir. Și acum pe jumătate, Zamfir n-a putut să ajungă la poartă. Acum Pricopii pătrunde de una singură, pune mingea pe coțul scurt și este eliminare la Luciana Marin. Orice decizie este importantă, dar în sfârșit, acum, pe final de partidă, toate greșelile se pot întoarce împotriva unei echipe. Cine greșește mai mult acum pe final va și pierde partida. Este foarte important ce se întâmplă acum. Mai sunt 7 minute și 15 secunde. Da, marja de eroare este mult mai mică. Nu poți să mai revii atât de ușor dacă pe ultimele minute rămâi în inferioritate numerică. Brădeanu, Zamfir, de drum, un extrem. Ceeași fază! Bara, da, a protejat-o pe Paula, a văzut Bara la această fază. Burghel a greșit, să spunem, ținta pentru prima oară în această repriză, da, a fost Bara. De multe ori l-a făcut acea schemă Brașovul cu Pricopii aici în interdreapta și Burghel a fructificat de această dată. Soarta a decis ca mingea să se ducă în bară, 25-24, Corona HM, minutul 54, derbiul acestui campionat. Scapă mingea Eliza Buceschi. A fost și o pasă foarte grea, Laura Oltean, neîncălzită probabil. Macheva a tamponat-o pe Cristina Zamfir. Publicul este deja întărătat, să spunem, însă avem noroc că suntem în Ardeal și oamenii sunt foarte civilizați. A luat-o pe piept, se spune, a băgat un piept în număr Macheva Cristine Zamfir, care se oprise, era moale, cum se spune, nu s-a așteptat la acest tampon. Și în continuare are șansă Brașovul să se ducă la două goluri dacă fructifică acest pozițional pe care l-a mai avut la dispoziție de două ori în partidă. Brădeanu, gol! Mica Brădeanu! Primul gol pentru ea în această repriză, dar un gol foarte important pentru că a fost ținută om la om de către Lisei. 26-24, Brașov conduce, Baia Mare, mai sunt 6 minute din derby. Baia Mare are omul minus, încă un minut. Pentru prima dată, la două goluri, avans Corona. Dan Ghesca caută culoarul și pleacă repede, foarte repede, a plecat acolo Mârcă. A avut, cred, timp să o vadă Gheorghețea și a plasat simplu această minge. Gol ușor primit în superioritate de brașovence. Da, foarte bine, iată, s-a acomodat Gheorghețea până la urmă la HM Baia Mare. O demonstrează în această partidă. Le așteptăm și pe Rusoi, cere Macheva și Davidenko. Pasă greșită pentru Zamfir, prima pasă greșită, liberă Lopaci, gol pentru Baia Mare, extraordinar, de la două goluri Brașov egalează Baia Mare pe greșeala adversarului. Încă 5 minute din această partidă. Iată, Mârcă a crezut că poate să ia fața lui Lopaci, nu s-a întâmplat acest lucru și bielorusa a fructificat această oportunitate, egalitate între Brașov și Baia Mare. Hotea Tudor, pași, da, au văzut și băimărâncele de pe bancă. Spuneam, tensiunea este din ce în ce mai mare, handbalistele greșesc nepermis. Am avut până acum și din punct de vedere tehnic un meci foarte bun, greșeli foarte puține, însă în urmă cu 2-3 minute au început să apară acele probleme pe care le vedem aproape meci de meci în handbalul feminin, greșeli neforțate. A fost un meci intens, atât din punct de vedere fizic cât și mental. Probabil uzura, că se contează foarte mult. Georgesca era să piardă mingea de una singură. Pe urmă s-a dat fault în atac, am văzut semnul arbitrilor. La jocul cu pivotul, probabil. La 4 minute, egalitatea la 26 între Brașov și Baia Mare, etapa viitoare. Baia Mare joacă la Târgu Mureș sâmbătă pe Digisport 1 la ora 14, iar Brașovul la Roma luni pe Digisport 2 de la ora 18. Interesant meciul Brașovului de la Roma. Pricopii o așteaptă pe Țăcălie, care a fost faultată, da, a fost împinsă de Marin.
Bucinski a cerut acolo o forțare. Corect, dar Marina a pus-o pe țăcălie în Eliza Bucinski. Iată, ați văzut aici reluarea. Adevărat, Adrian Țăcălie de multe ori face forțare în atac, dar a fost cazul de această dată. 9 metri pentru gazde, Grădeanu. Copii, joacă cu Inter stânga pentru că Țăcălie este pe dreapta, iarăși 9 metri fragmentați de jocul Baia Mare. Un atac foarte important pentru Corona. Se așteaptă pasivul la Brașov. E incredibil ce aruncare prinde Mica Brădeanu. Vă spunea, multă lume se întreba acum un sezon și jumătate ce caută Brădeanu la Brașov. Are ce să facă, joacă handbal de mare calitate, Mica Brădeanu, cea mai bună jucătoare a României la linia de 9 metri, 27-26. 35 de ani pentru coordonatorul Coronei și al Naționalei României și trebuie să prețuim, cred, fiecare moment în care o vedem pe Brădeanu pe teren. Volt în atac la Luciana Marin, este grav la Baia Mare dacă și Luciana Marin își pierde cumpătul și nu reușește să scoată ceva bun pe atacul pozițional. Ea, iată, aici s-au apărat bine brașovencele, 2 minute și jumătate. Brașovul poate să gândească cel puțin la un scor de egalitate în acest derby, dacă nu chiar la victorie. Dacă va fructifica acest pozițional, poate să scoată 3 puncte Corona și să devină ea lider în Liga Națională. Brădeanu, faultată Mica Brădeanu de Macheva. Rezistă Brădeanu acolo, caut acum soluția, din nou fault spre nemulțumirea lui Herem. Am văzut-o țipând în fața arbitrilor. Pricopi caută să ia acțiunea pe cont propriu. Faultată Pricopi, da, faultată de Lobaci. E adevărat, Macheva a blocat mingea, dar Pricopi a fost busculată la limită de către Lobaci. Prepasiv. Da. Să arunce Brașovul, să-l matare schemă sau aruncă gol, poate deviată sau efectul din palma Micăi Brădeanu, poate să fie golul victoriei pentru Corona în acest super meci oferit de Brașov și Baia Mare. 28-26, 1 minut și jumătate, Bogdan Burcea se extorizează și el la marginea terenului. Iza Bucinski nu poate să arunce pe evitare, o face Marin, gol pentru Baia Mare. Extraordinar ce aruncare a prins Luciana Marin, care scoate din nou Baia Mare, 28-27. Braț de excepție, iată, dezechilibrat un pic, se reașează pe aruncare și găsește acel culoar. Costică Bucinski mai are dreptul la un timeout, să vedem dacă va mai avea timp sau va mai avea de ce să ia în această partidă. Botea a forțat faultul la Georgievska și a reușit acest lucru. 9 metri pentru Corona Brașov, se șterge din nou suprafața de joc. Un meci bun pentru Georgievska și pe apărare, dar iată ce fault cu tragere de tricou. Nu înțeleg de ce arbitrii nu duc regulamentul până la capăt. Orice tragere de tricou de asemenea manieră este cu eliminare. Și în prima reprindere și în a doua, arbitrii n-au dat să spunem toate eliminările, însă oricum au dus meciul bine până acum. Tricopi. În picioare, publicul brașovean încercând să aducă un suflu în plus pentru Țăcălie. Corona. A greșit, a făcut încă un pas când a dat pasa decisivă spre extremă. Ultimul minut, Baia Mare trebuie să înscrie ca să scoată măcar un egal în fața adversarei care a învins-o anul trecut, Nechita. Georgievska aruncă pe lângă poartă, ratarea meciului. Georgievska, dar nu, este time-out. Bucinski a avut o inspirație providențială, a pus cartonașul de time-out la masă. Observatorul Dobre alături de observatorul Rămus Coșocaru sunt de acord cu această decizie și au dat time-out pentru Baia Mare. Foarte multe momente
de ținut în minte pentru handbalul românesc. Sperăm că și la Brașov se va renoda tradiția, cum era pe vremea rulmentului, în urmă cu 3-4 sezoane, și publicul se va reapropia de această echipă de vedetele handbalului. Brașovan și brașovenii vor veni în număr cât mai mare în fiecare etapă pentru a susține echipa. Marin pasă pentru Lobaci și gol pentru Baia Mare. Egalează Bielorusa. Mai sunt 20 de secunde să vedem dacă Brașovul are puterea să câștige cu o aruncare pe final de întâlnire. Burkel! Gol! Extraordinar! Burkel! Mai sunt 10 secunde, o nebunie de final de meci. Se întoarce repunerea de la mijlocul terenului. Cea mai bună jucătoare pentru Brașov în repriza a doua a fost Marinela Burkel Negu, care a făcut ce a vrut ea, atât cu Arehar cât și cu Paula Ungureanu, dintr-o unghiurile imposibile pentru mâna stângă. A vrut să faulteze acolo Zamfir. Se termină partida, este o aruncare cu zid de la 9 metri pentru HM Baia Mare. Șansă minimă pentru campioane să scoată egalul aici la Brașov. Să vedem cine se va încumeta să arunce de la 9 metri pentru campioane. Probleme și pentru Georgiesca, din păcate, care se resimte după un tampon. Iată, arată medicului că a fost lovită Costică Buceschi în fața unei noi înfrângeri împreună cu handbalistele sale aici la Brașov, după ce și sezonul trecut Corona a învins Baia Mare 27-25, apoi Baia Mare a învins în retur pe teren propriu. Baia Mare a devenit campioană. Știți bine, avem sezon regulat, apoi avem play-off în handbalul românesc. Iată, ultimele două goluri la repartidei. Gol Lobaci și extraordinară depășirea lui Neagu și gol înscris de extrema dreaptă a Coronei. Suntem la ultima fază a derbiului. Marin față în față cu 6 adversare plus portarul care încearcă să blocheze aruncarea Lucianei. Marin mârcă Olariu în poarta Coronei, care apare așa foarte bine în repriza a doua. Toată sala este în picioare la această fază, toți suporterii, băncile tehnice sunt aproape de limita suprafeței de joc. Luciana Marin, să vedem ce va gândi la această fază. Aruncă pe lângă zid și pe lângă poartă. Se termină derbiul cu victoria puțin scontată a Coronei Brașov, puțin scontată pentru că Baia Mare este campioană. Baia Mare a investit enorm în echipă. Corona Brașov nu are jucătoare decât din România. A adunat tot ce a putut Corona din handbalul românesc. Oana Bondar, fosta jucătoare a Băimărencilor, și Nicoleta Dincă au venit la echipă și au reușit alături de Bogdan Burcea și de celelalte handbaliste, iată, să producă o primă surpriză în Liga Feminină. Brașovul învinge Baia Mare la limită 29-28 și ne redemonstrează Corona că este o echipă de forță și valoare în handbalul românesc. Rămâne neînvinsă Corona Brașov după 5 etape. Baia Mare are 4 victorii și o înfrângere, dar suntem abia la începutul sezonului competițional. Adi Susanu și Costi Pânău, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe canalele DigiSport, veți vedea interviuri de la această partidă la Tiri. La revedere!